Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 19, începând cu versetul 17. Isus ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care ne vrește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți și alți doi, unul de o parte și altul de alta. Iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seama iudeilor au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt Împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris. A răspuns Pilat. Amin. Vă invit cu respect să vă așezați în prezența Domnului. Dragilor, cum spuneam și ieri, lumea aceasta încă este într-o goană după putere. Într-o goană după succes. Într-o goană după reușită. Banii încă sunt în atenția oamenilor. Își frâng degetele, viața, existența, doar pentru o viață bună, pentru visul american. La fel ca și pe vremea Domnului nostru Iisus Hristos și în timpul nostru, oamenii au preocupări diferite. Au poziționări diferite față de cel despre care noi am cântat, cel despre care predicăm în seara aceasta, și cel despre care spunem că este împăratul împăraților, domnul domnilor și rege al regilor. Oamenii se poziționează total diferit față de cei care aleg într-o seară de vineri să vină să se închine, să comemoreze, să-și aducă aminte de jerfa lui, de durerea lui, de tragedia când omenirea și-a ucis creatorul dar în același timp, dragilor, pentru că suntem între comemorare și celebrare, în același timp, uitându-ne la tragedie, tragedia să știți că vine din faptul că omenirea și-a ucis Creatorul. Atât de întunecat a fost mintea oamenilor, atât de jos și-au coborât conștiința, încât n-au avut posibilitatea să recunoască că cel pe care l-a ucis cu sânge rece, cel în dreptul căruia au strigat răstigniți-l, omorâți -l, ucideți -l. era Fiul lui Dumnezeu. Tragedia de aici vine. Nu din slăbiciunea lui Hristos pe cruce, aparent slăbiciunea lui Hristos pe cruce, pentru că acolo era o misiune de dus la capăt. Dar în același timp, pentru că suntem între comemorare și celebrare, dragilor, dacă tragedia înseamnă că omenirea și-a ucis Creatorul, triumful este următorul. Dumnezeu a salvat omenirea. Ce contrast izbitor, ce contrast puternic. Omenirea și-a ucis Creatorul, Creatorul salvează omenirea. Binecuvântat să fie în numele Lui. Și am vorbit despre faptul că putem avea o viață în care să dobândim un succes aparent, trecător. Plăcerea, păcatul este o plăcere de moment. O gustăm plăcerea respectivă dar ea fuge, se duce, dispare din viața noastră și apoi căutăm senzații noi. Banii pot fi pentru unii o plăcere. Puterea, de asemenea, unii au plăcerea aceasta de a avea putere și de a conduce despotic pe alții. Ignoranța, de asemenea, este un mare risc în viața oamenilor. Modul în care mulțimea atrage, a atras și pe vremea Domnului nostru Iisus Hristos și atrage și astăzi încă este un pericol pentru fiecare dintre noi. Pentru că tendința este să ne adaptăm stilului de viață pe care mulțimea și l-a organizat. Însă cu ajutorul lui Dumnezeu aducându-ne aminte și de mesajul de ieri, beneficienți și de mesajul de astăzi vom ști cum să ne poziționăm față de Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că sunt în viață succesuri, succese care te înjosesc, câștiguri înjositoare. Și am vorbit despre faptul că primul câștig înjositor găsit în Scriptură, în contextul răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos, a fost evidențiat în viața lui Iuda, un ucenic al Domnului nostru Iisus Hristos. Un om care a trăit trei ani și jumătate lângă Mântuitorul Lumii, a văzut miracole, a mers cu el în misiune, s-au rugat împreună, au strâns fonduri împreună pentru săraci, au stat la aceeași masă, au împărtășit același cer, aceeași locație unde au dormit împreună și după trei ani și jumătate lui Iuda îi vine un gând, nu știm care a fost dorința lui ascunsă în inimă, știm doar că sunt șase perspective în privința aceasta, am vorbit despre ele ieri, dar eu scot în evidență două dintre ele. Cuvântul lui Dumnezeu spune că era lacom de bani. Și aici este cea mai mare tragedie pentru că el a crezut că poate să, scoate, să scoată profit din personajul acesta carismatic, din personajul acesta care face miracole, din personajul acesta atât de bun, din acest filantrop extraordinar, din cel care atrage mulțimile, a zis pentru mine omul acesta este o sursă de câștig, a zis Iuda în sinea lui. Și a început să comploteze, din punctul meu de vedere eu merg pe cele două perspective, că era lacom de bani, Doreau un câștig de genul acesta și pe de altă parte eu cred că așa cum am spus și ieri Iuda Iscarioteanul însemna însemna cel care are pumnalul, făcea parte dintr o grupare naționalistă, da, de evrei care voiau să răstoarne imperiul roman și a profitat din două perspective de Domnul Isus Hristos. Odată pentru câștig, a zis, el poate să-mi aducă un câștig, el atrage mulțimi în jurul lui și este o sursă de profit, cum fac foarte mulți astăzi. Religia poate fi o sursă de profit pentru mulți? Din nefericire. Sunt mulți oameni care găsesc un teren fertil în zona religiei și spun, religia poate fi uh, o sursă de profit pentru noi, să o ducem bine. Preoția nu mai este o slujbă de devotament, de sacrificiu, de dedicare absolută înaintea lui Dumnezeu. Este o sursă de profit pentru mulți. Oamenii spun, domnule, este o slujbă care aduce atâtea beneficii. și dau cu generozitate, aduc la biserică, fac tot felul de milostenii și e o sursă din care noi ne putem îmbogăți. Acești oameni nu sunt departe de Iuda. Și pe de altă parte, Iuda ce a zis? În momentul în care îl vând pe Hristos, și apoi se produce răscoala împreună cu gruparea mea naționalistă, ne ridicăm și preluăm puterea, ne folosim de Hristos. Vedeți, dragilor, va trebui să învățăm în seara aceasta că între Iuda și Petru este o diferență de la cer la pământ. Amândoi au greșit, amândoi au greșit amarnic. Dar în seara aceasta ne aducem aminte de faptul că, ce spunea Pavel mai târziu, toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce Iubesc pe Dumnezeu. Aici se face crăpătura dintre Iuda și Petru, amândoi cu rateuri mari în viața lor. Aici se face diferența dintre iad și rai. Diferența dintre eșecul care te înalță și câștigul care te coboară. Iuda nu iubea pe Hristos. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Hristos. Petru iubea pe Hristos. Și chiar dacă a ajuns să se lepede de Hristos, Hristos din eșecul acesta a produs o mare înălțare în viața lui. Și o să descoperim în seara aceasta. Diferența dintre Iuda și Petru este că Iuda nu l-a iubit pe Hristos, a vrut să profite de el și Petru l-a iubit pe Hristos. I-a zis Hristos, mă iubești nu pe mine? Da, Doamne, te iubesc pe tine. Cum să nu te iubesc? Cât îl iubim pe Hristos, toate lucrurile din viața noastră lucrează împreună spre binele nostru. Toate lucrurile, cât nu-l iubim pe Hristos, nu putem să așezăm această afirmație în dreptul vieții noastre. Toate lucrurile pot lucra spre dezastrul vieții noastre dacă noi nu-l iubim pe Hristos. Vedeți, uneori, dif, di, distinția dintre Iuda și, dist, de, și, și, și Petru este că Iuda a generat răul. Iuda a fost cel care a inițiat trădarea. La Petru a fost un context de vulnerabilitate, depresiune. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, vai de acela prin care vine prilejul de păcătuire. Da? Prin Iuda a venit prilejul de păcătuire. Petru a fost într-un context moale al existenței lui. Probabil de care avea nevoie pentru că sunt eșecuri care te înalță și vom vorbi despre ele în seara aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi am vorbit aseară, deci gândiți-vă la situația aceasta. Iuda, trei ani și jumătate, stă lângă Hristos, care îl cunoștea, pe de altă parte spun unii comentatori că Iuda se simțea întotdeauna lezat de faptul că Domnul Hristos știa cine este în adevăr. Și era revoltat pe situația aceasta. De trei ani și jumătate, omul acesta și-a bătut joc de conștiința lui de propria sa conștiință, până în punctul culminant când la Cina cea de taină era cu 30 de arginți în buzunar, da, cu 30 de arginți și, și, și a, spun, spun unii dintre comentatori că 30 de arginți reprezintă suma 3000 de dolari sau a 10.000 de dolari. Omul acesta l-a vândut pe Hristos pentru 3000 de dolari sau pentru 10.000 de dolari. Un câștig înjositor. De aceea spun, dacă religia pentru unii este o sursă de profit și câștigă pe urma religiei, asta e un câștig înjositor. Orice înălțare prin corupție, prin delapidare, prin compromis, este un succes înjositor, un câștig înjositor. A doua categorie de oameni pe care am găsit-o în contextul mesajului de ieri, dincolo de Iuda, care câștigă 30 de arginți și își pierde sufletul, preoții, preoții, dragilor, preoții aceștia, au câștigat argumentul. Au fost atât de bine pregătiți încât vorbele lor, discursul lor, i-a ajutat în contextul acela. Însă au câștigat argumentul și au pierdut adevărul. Sunt o mulțime de oameni care câștigă argumentul și astăzi, da? În spațiul cel mai larg unii oameni spun eu nu mă pocăiesc pentru că uh, uh, eu am credința mea în suflet ascunsă e atât de ascunsă că nu se vede. Nu mă pocăiesc că sunt încă prea mic. Nu mă pocăiesc că o să mă pocăiesc puțin mai târziu. Eu nu vreau să-mi schimb viața pentru că eu cred așa. Sunt o mulțime de argumente. Vreau să vă spun. Că în viața aceasta putem câștiga argumentul, dar pierdem adevărul. Singurul argument înaintea Domnului Isus Hristos. Este următorul, da, Doamne, sunt un păcătos, te rog frumos să mă ierți și să mă mântuiești. Preoții au câștigat argumentul politic, au câștigat argumentul religios, argumentul ce ținea de națiunea lor, naționalist, patriot, patriotist, da? Ei au zis că mai bine să moară un om decât să moară un, o națiune, națiune întreagă. Au câștigat toate argumentele, dar au pierdut adevărul. Mai mult decât atât, dragilor, mergem mai departe în contextul acesta și vedem că mulțimea de acolo, din jurul Domnului nostru Isus Hristos, atât de agresivă și atât de violentă a ales pe falsul fiu al Tatălui, în detrimentul adevăratului fiu al Tatălui. Barabas înseamnă fiul Tatălui. Bar înseamnă fiu, Aba înseamnă tată, Abas înseamnă tată. Adevăratul fiu al tatălui nu este Barabas, ci a fost Hristos. Mulțimea l-a ales pe el. Și apoi mai vorbim și despre Pilat care uh, a avut un câștig temporar al conștiinței sale că s-a liniștit mulțimea. Să dați în voie să vă spun că a avut o pierdere eternă în urma faptului că a fost lași față de persoana din fața lui pe care a găsit-o nevinovată. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în seara aceasta merge mai departe și, dincolo de faptul că am găsit în viața unor oameni câștiguri înjositoare, vom învăța de la Domnul Isus Hristos și de la apostoli că există eșecuri care te pot înălța. Nicolae Iorga spunea, sunt succese care te înjosesc și eșecuri care te înalță. Eșecuri care te înalță. Dragilor, vedeți, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, găsim o situație cât se poate de teribilă. Vedem o grupare de ucenici care îl urmează pe Domnul Isus Hristos, timp de trei ani și jumătate sunt angajați, sunt devotați, sunt dedicați acestei cauze. Misiunea aceasta crește, lucrarea aceasta crește, se dezvoltă, ia amploare, ajunge să fie cunoscută, deja toți aveau speranțe în jurul acestei misiuni, speranțe în jurul acestei persoane, însă ajungem într-o situație în care totul ajunge cumva sub incidența eșecului. Încă o lucrare care se deteriorează, încă o lucrare care se strică, încă o lucrare care este aruncată în aer. În primul rând, vorbim în seara aceasta despre eșecul unei misiuni. Eșecul unei misiuni. Și vedem aici, dragilor, că Dumnezeu permite cumva o cernere pentru a întări o chemare. Dumnezeu permite o cernere pentru a întări o chemare. Vedeți, cu ceva timp în urmă, Domnul Iisus Hristos i-a zis lui Petru, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Apoi, mai târziu, în momentul în care cernerea a început să fie instalată în dreptul ucenicilor, spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci toți ucenicii l-au părăsit. Și în contextul acesta găsim următoarele lucruri. Iuda trădează și se sinucide, Petru se leapădă, toți fug, Hristos este crucificat. Deci ce vedem aici? Eșecul unei misiuni, nu? Am putea spune, domne, nu este altceva decât încheierea acestei misiuni care aparent a fost de amploare, de mare impact și de influență. Evreii erau deja obișnuiți cu astfel de situații. Mulți au început misiuni extraordinare și, și au sfârșit rău. Mulți au început dip, bine, dar au sfârșit tragic. Și această lucrare părea la fel. Aici apare încheierea unei mari misiuni o misiune globală care părea atât de importantă și atât de atrăgătoare. Eșecul unei misiuni. Însă, dragilor, dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu permite o cernere pentru a întări o chemare. În situația acestei misiuni cu totul este diferit. El permite o cernere pentru ca să întărească o chemare în privința acestei misiuni extraordinare care nu s-a terminat nici până în ziua de astăzi. Noi continuăm această misiune, dragilor. Vedeți, în momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbește cu Petru și îl avertizează pe Petru, îl înștiințează pe Petru, Domnul Iisus Hristos, în înștiințarea respectivă, îi așează și o promisiune extraordinară. Că noi vom înțelege în seara aceasta că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Petru iubea pe Dumnezeu și Dumnezeu a permis un aparent eșec în viața lui pentru că urma apoi înălțarea lui Petru. Și în promisiunea pe care Domnul Isus Hristos În promisiunea pe care Domnul Isus Hristos I-a uh, revelat-o lui Petru După ce i-a zis Simone, Simone Satan va a cerut să vă cearnă ca grâul, Dar eu m-am rugat pentru tine Vedeți, toată misiunea aceasta A fost sub semnul eșecului Al distrugerii Mai până la urmă gândiți-vă dumneavoastră Să o punem în aplicație pentru biserica noastră S-au zis că unul uh, trădează și se sinucide. Păi asta ar fi o lovitură puternică pentru biserică. Să auzim că un om de frunte, cel mai apropiat de Domnul Isus Hristos, se leapă. Asta ar fi și mai mare lovitură pentru noi. Și apoi să auzim că toți din biserică de aici a fugit. Înseamnă că misiunea bisericii protector s-a încheiat, nu? Oamenii ar zice, ar ridicat degetul și ce vai și amar de ei și de lucrarea lor. Ce s-a întâmplat acolo? A fost doar o apă de ploaie. Da? personajul acela fascinant, ucenicii aceia devotați, debordanți, iată, unii au fugit, unul s-a lepădat, altul s-a sinucis. Asta e un eșec total. Însă în promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos, dragilor, dați-mi voie să vă spun că El le-a promis ucenicilor că se va ruga și va mijloci pentru ei. Dragilor, când apare un eșec în viața noastră, să ne aducem aminte că el mijlocește pentru noi. El se roagă pentru noi. Eu m-am rugat pentru tine, m-am rugat pentru tine sunt cuvinte de o forță extraordinară. Îl vedem aici pe Domnul Isus Hristos în calitate de mijlocitor. Acest lucru este legat de faptul că el este marele preot în veci care mijlocește pentru fiecare dintre noi în permanență și numele lui este Isus Hristos. Și dumneavoastră și eu împreună beneficiem de mijlocirea Domnului nostru Iisus Hristos. El știe când ne îndreptăm spre locul eșecului și al împiedicării. El știe, dar El mijlocește înainte pentru fiecare dintre noi. Dragilor, dacă suntem ai Lui, El deja s-a rugat pentru noi să nu ne pierdem credința. Să nu ne pierdem de la fața Lui, chiar dacă aparent am avut un eșec în viața noastră. Chiar dacă aparent misiunea noastră s-a încheiat, dați-mi voie să vă spun că uneori Dumnezeu permite să ajungem în punctul zero și de acolo Dumnezeu ridică o lucrare extraordinar de importantă. Pe de altă parte, vedeți în cuvintele Domnului nostru Isus Hristos, El a zis lui Petru, i-a lansat promisiunea că îl va păstra în credință. Gândiți-vă la Petru că s-a lepădat, a auzit despre Iuda, știu că toți au fugit și știu că Domnul Hristos este pe cruce, acum găsiți-vă puterea să mergeți mai departe. Cum să o găsești? Cum să o găsești? bate păstorul și toate oile vor fugi. Asta s-a întâmplat. Dar Domnul Iisus Hristos i-a zis lui Petru și Petru a început să renască gândindu-se la promisiunile Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos i-a zis, Petru, eu m-am rugat pentru tine, voi mijloci în continuare pentru tine și te păstrezi în credință. Dragul meu, poate a avut parte de o abatere temporară în viață. Dăm voie să spun că Domnul Hristos, dacă ești al Lui și îl iubești din toată inima, te păstrează în credință. Te păstrează în credință. Domnul i a zis lui Petru, credința lui nu va înceta. Eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Domnul nu s-a rugat ca Petru să nu fie încercat. Domnul s-a rugat ca să nu-i se piardă credința. Dumnezeu va permite încercări. Cernerea a avut loc efectiv când l-a tăgăduit pe Domnul Isus Hristos, satan a vrut să-l cearnă pe Petru și să-l câștige pe Petru, dar nu a putut să-l facă să-și piardă credința. Prin simplu fapt că suntem aici, dragilor, în seara aceasta, înseamnă că nu ne-am pierdut credința. Că Domnul Isus Hristos ne păstrează în credință și pe de altă parte. Vedeți, Domnul Isus Hristos îi spune lui Petru și îi vorbește și despre promisiunea reabilitării. Îi spune lui Petru, Petru, te vei întoarce după cernerea respectivă, te vei întoarce. Misiunea aceasta va ajunge într-o zonă în care toți vor considera un mare eșec. Dar dăm voie să spun, în viața voastră va exista o cernere, dar după cernerea aceasta, vreau să spun că eu sunt mijlocitor pentru tine, vreau să spun că te păstrez în credință și vreau să spun, Petru, că am să te reabilitez cum nu ai fost vrodată, pentru că există promisiunea reabilitării te vei întoarce, a zis Domnul Isus Hristos. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce. Deci cumva Petru în momentul acela tragic din viața lui și-a adus aminte de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos și venea să plece departe, de rușine că s-a lepădat, de frică că învățătorul lui a fost ucis, toate, toate, gândurile cele mai rele erau în capul lui, venea să plece departe, dar în timp ce se îndepărta de, de locul acela unde se petrecea toată acțiunea și totul părea un mare eșec, cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos răsunau în inima lui și în conștiința lui și spunea și aducea aminte, Petru te vei întoarce, te vei întoarce și ceva îl atrăgea înapoi, ceva i-a dat forța lui Petru să se întoarcă, te vei întoarce Petru, te vei întoarce, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Petru nu a avut parte, dragilor, de pierderea credinței, ci de o abatere temporară, de o abatere temporară. Vedeți, dragilor, cât de minunat este Domnul nostru Isus Hristos? Pe de altă parte, îi spune lui Petru că misiunea aceasta nu are sfârșit. Misiunea aceasta va continua. Vedem întâi de toate șecul unei misiuni. Trebuie să gândim logic, dragilor. Gândiți-vă dacă asta s-ar întâmpla într-o biserică. Da? Unul trădează, altul se leapădă, toți din biserică fug, păstorul bisericii este răstignit, ce ați mai crede dumneavoastră despre o astfel de misiune? Gata, până aici a fost. Trei ani și jumătate, atât o ținut. Miracole? A fost fain, da? s au dus. Dumnezeu permite o cernere pentru a întări o chemare spre marea misiune. Pentru că Domnul le-a făcut și promisiunea slujirii și după ce te vei întoarce să întărești pe frații tăi, misiunea nu se încheie, dragilor. Acesta este un eșec aparent. Este eșecul care te înalță, binecuvântat să fie Domnul nostru. Petru se întoarce și încurajează pe frații săi. Și atunci când treci printr-un episod de genul acesta, printr-un așa zis eșec, ești mai plin de dragoste, ești mai empatic, ești mai recunoscător că Dumnezeu te-a scăpat de acolo, te-a păstrat în credința, mijlocit pentru tine. Și ți-a dat și posibilitatea să slujești în continuare. Vedeți, omul încercat este omul care poate să-i ajute cu adevărat pe frații săi. Eșecuri care te înalță. Misiunea nu s-a încheiat. Ea continuă și în ziua de astăzi. Pe de altă parte, dincolo de misiunea aceasta, oamenii au zis și au văzut eșecul unui Mântuitor. Cei care au prins cura să creadă că Domnul Isus Hristos era Mântuitorul când l-au văzut scuipat, când l-au văzut bătut, când l-au văzut în timpul procesului că nu argumenta nici de compoziția lui, l-au văzut vulnerabil și slab, l-au văzut apoi atârnat pe lemnul crucii și oamenii au zis, ăsta e cel mai mare eșec. El nu poate fi mântuit. mântuitor, el este un personaj ca și toate celelalte personaje care s-au născut în istorie și au încercat să facă reforme, răscoale, revolte, și nu s-a întâmplat absolut nimic. Când l-au văzut pe lemnul crucii, pe Domnul Iisus Hristos, oamenii aceștia, dragilor, au zis, este eșecul unui lider, unui mântuitor. Toate speranțele erau în el. Toată atenția era îndreptată spre Domnul Iisus Hristos. Și în aparență, el dezamăgește. El descurajează. Oamenii, cum spuneam, îl văd târât într-un proces, îl văd bătut, îl văd scuipat. Îl văd cu crucea în spinare, iar în cele din urmă îl văd crucificat. Imaginea aceasta, dacă vreți, în ochii lumii, este imaginea unui mare eșec. Imaginea unui mare eșec. Însă Dumnezeu permite să se evidențieze tragedia umană ca să poată străluci triumful divin. Aduceți-vă minte ce am spus într-o zi la cină. Dumnezeu permite să se evidențieze tragedia umană prin faptul că omenirea și-a ucis Creatorul, ca să poată străluci triumful divin, să vedem toți că acest Creator a salvat omenirea. În moartea lui Hristos pe cruce, să știți că se afla planul divin de mântuire a oamenilor. Acolo nu era o victoria răului, ci era un sacrificiu al binelui. După cum spuneam de atâtea ori, acolo pe cruce, a fost condamnarea capitală a păcatului. Păcatul a ucis pe Hristos și Hristos a ucis păcatul. Acum el poate ierta orice păcătos. Dar dacă nu exista condamnarea capitală a păcatului, lucrarea aceasta nu se realiza. Dumneavoastră, așa cum am citit din Corinteni, rămâneați în păcatele dumneavoastră și eu de asemenea. Dar crucificarea Domnului nostru Iisus Hristos pe lemnul crucii a însemnat condamnarea capitală a păcatului. Capital înseamnă că pentru totdeauna. Păcatul a ucis pe Hristos, asta aduce în evidența noastră gravitatea păcatului și apoi aduce bucuria și victoria lui Hristos. Hristos a ucis păcatul pe lemnul crucii. Și asta îi dă lui puterea să ierte pe orice păcătos. Și în numele lui Isus Hristos sunteți iertați de toate păcatele. Dacă vă mărturisiți păcatele și îl recunoașteți. Vedeți în eșecul acestui mântuitor, oamenii se uitau și spuneau, nu-i decât un alt eșec al unui om. Chiar era un om fain, dar e un eșec cumplit. Pe lemnul crucii, pironit între doi tâlhari, pe dealul morții și al mizeriei, asta e o imagine a eșecului. Cel mai mare eșec din istoria omenirii. Ce sfârșit tragic pentru acest om bun. Însă, dragilor, să știți că Domnul Hristos a dus la cruce ca acolo să fie revelată dragostea supremă a lui Dumnezeu. Pentru că trebuia să se împlinească ce a zis Ioan, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În modul acesta, a pironit pe cruce, Iisus Hristos ne-a făcut cunoscută dragostea lui Dumnezeu. Și ceea ce părea un eșec, de fapt, este revelarea, descoperirea dragostei lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie, Domnule. Pe de altă parte, acolo pe cruce se instaura răscumpărarea întregii omeniri. Oamenii l-au omorât pentru că aveau scopurile lor mărșave, dar mai presus de scopul lor a fost scopul glorios al lui Hristos, mântuirea lumii întregi. Purtai în pieptul tău iubire de Dumnezeu și oameni. Inima lui Hristos pe cruce bătea pentru noi, din dragoste pentru noi pentru că acest aparent eșec ne descoperă nouă dragostea lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât și-a descoperit dragostea în jertfa lui Hristos. Pentru că aici mai vedem și exemplul sacrificiului suprem. Exemplul sacrificiului suprem. În acest aparent eșec este exemplul sacrificiului suprem. pentru că acolo la cruce mielul fără de păcat a murit pentru fiecare dintre noi din dragoste de oameni eșecul unui mântuitor dragilor dumnezeu permite tragedia umană cum spuneam mai devreme ca să poată străluci triumful divin Permite tragedia umană ca să poată străluci triumful divin. Dumnezeu uneori permite în viața noastră lucruri la care nu ne-am așteptat niciodată. Ca mai apoi să strălucească triumful divin peste fiecare dintre noi. Și în ultima instanță și ne apropiem de încheiere. Deci eșecul unei misiuni. Dar misiunea nu s-a încheiat nici astăzi. Vedeți? Dacă ne referim la misiune, dragilor, Așa cum am spus în prima instanță, vedem că Dumnezeu permite o cernere. Chiar cernerea lucrărilor, a misiunilor, pentru a întări o chemare în această misiune. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și Pavel spune mai târziu, nimeni și nimic nu ne poate despărți vreodată. Pe dragostea lui Dumnezeu. Nimeni și nimic, pentru că Cel ce iubește, Cel care iubește pe Domnul Hristos, are un mijlocitor, are un protector, are pe cineva care îl păstrează în credință, are pe cineva care îl propulsează în lucrare, are pe cineva care îl sprijinește în fiecare zi. Și acest cineva este Domnul nostru Isus Hristos. În aparență găsim eșecul unei misiuni. Dar misiunea aceasta a luat amploare ca nici alta vreodată născută pe pământul acesta. Eșecuri care te înalță, da? O misiune care aparent s-a încheiat când Hristos a fost urcat pe lemnul cruci, apoi băgat într-un mormânt, pusă piatră la mormânt, gata, s-a pus ștampila, s-a încheiat misiunea aceasta odată pentru totdeauna. Dar cum spuneam de fiecare dată, din cea mai mare tragedie s-a născut cel mai mare triumf cel mai mare triumf. Un aparent eșec care a înălțat pe Hristos la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și a înălțat viața acestor ucenici a lui Hristos cum n-a fost vreodată. Acei fugari, acel Petru care s-a lepădat de Domnul Isus Hristos a rămas în promisiunile lui și au avut din nou întâlnire unul cu celălalt. Și acum împreună sunt în împărăția slavei sale. Eșecul unei misiuni. Aparent. Ce ați fi spus dumneavoastră despre o astfel de lucrare? A fost o apă de ploaie. Trei ani și jumătate a ținut, atât. Am fi spus ca și Gamaliel, lasă domne, să vedem dacă e de la Dumnezeu, va rezista, dacă nu e de la Dumnezeu, se va încheia. Nu am fi atribuit acest principiu? Și ce am fi spus? Apă de ploaie. Trei ani și jumătate și s-a dus toată misiunea. dați mi voie să vă spun că din acel aparent eșec s-a născut cea mai mare misiune mondială care a dus sub domnia lui Isus Hristos miliarde de oameni. Un aparent eșec care i-a înălțat spre cea mai profundă misiune. Binecuvântat să fie Domnul. Apoi, eșec, eșecul unui mântuitor care aparent părea că nu și-a dus misiunea la capăt, că n-a reușit să salveze, să... dar tocmai pe acolo trebuia să treacă pe la cruci. Tocmai aceea era misiunea lui și Mântuitorul își împlinea misiunea. Și acum, dragilor, în ultima instanță vorbim despre eșecul unei motivații, eșecul unei motivații, a unei misiuni, a unui Mântuitor și a unei motivații. Dumnezeu permite un eșec pentru a stabili o mare victorie. După cum am zis, Iuda s-a spânzurat, Petru s-a lepădat, ucenicii au fugit, Cristos a murit. Ce motivație să mai ai când vezi că totul aparent s-a prăbușit? Uneori ce motivație să mai ai când doctorii spun, ai cancer? Ce motivație să mai ai? Acolo totul s-a prăbușit. Absolut totul. Vorbeam cu Bogdan și modi din Belgia. El a fost cu cancer, diagnosticat cu cancer cu metastaze. Și m-am gândit, am 37 de ani și mor? Las un copil, las o soție în urmă. Ce motivație să mai ai? E? e greu, nu? Când apar situații dureroase în viața noastră, ce motivație să ai? Greu să găsești motivație. Putem vorbi aparent despre eșecul unei motivații. O simplă ratare a unui coechipier în proba pe echipe, la competiție, poate arunca toată echipa în aer. Aici vedem eșecul tuturor. În 2006, la Volos în Grecia, eram pe loc întâi după patru aparate, după trei aparate, urma al patrulea aparat. Băteam Rusia, băteam Belarus, băteam Franța, băteam Germania. Părea extraordinar. Și am ajuns în punctul culminant pentru mine al competiției paralele. Mi-era atât de frică că ratez la un element pe nume Heli, așa se chema, mi-era atât de frică că o să ratez și o să duc echipa, scot echipa din calificare. Și toată blama o să fie aruncată pe mine. În momentul respectiv, dragilor, am ajuns la paralele și de ce ți-e frică nu scapi? Am ratat nu dată, de două ori. Concurs televizat. Am aruncat privirile în tribună unde era delegația României, președintele federației, secretarul general, vicepreședintele, parte din delegație și mă uitam la ei și vedeam cum Tuna și Fulgera. Așteptam cu sufletul la gură rezultatul, să văd ce se întâmplă. Scot echipa din calificări sau nu. Primele opt echipe se calificau. Când am văzut nota mea, am intrat în pământ de rușine. M-am uitat la colegii mei, mai aveau bară unde erau cei mai slabi. Eu nu concuram la bară. Ei concurau la bară, erau cei mai slabi la bară. Era aparatul cel mai slab al nostru. Și acolo riscam foarte mult. Ratarea mea i-a demoralizat pe toți colegii mei. În contextul Domnului Hristos și a situației respective, nu-i vorba de o ratare. Au ratat toți ucenicii au fugit toți. O demoralizare generală, o panică generală, un eșec general, dacă vreți. Și în momentul respectiv am văzut că după paralele, de pe locul întâi, am sărit pe locul șapte. Na, gândiți-vă dumneavoastră cum. Deci din cauza lui Alin Jivan, echipa României, echipa națională a României, în calificări de pe locul întâi, sare pe locul șapte, și duce echipa Alin -Jivan în zona de risc să nu se califice în primele opt. În final, la celor opt. N-am concurat la bară, m-am dus pe lângă colegii mei, nici nu mă uitam în ochii lor pentru că luptau pentru premiu. Și oricât de mult ai iubi în competiție, când ratează un coleg și te scoate de pe podium, oricât de mult ai iubi, uneori tot te gândești în mintea ta, din cauza lui. Nu mă uitam nici la antrenor și am început să mă rog. Nu eram pocăit. Iar dacă faci tu ceva, Doamne, promit că mă întorc la tine cu toată inima. Știți promisiuni. A concurat primul așa cum era de așteptat. Primul e cel mai slab, slăbuț. Mă uitam la note, tremuram de frică. A concurat al doilea și el slăbuț. Concurat al treilea puțin mai bine. Cele trei note intrau în concurs. Așteptam cu sufletul la gură rezultatul să văd cum. Și când m-am uitat pe tabela de concurs, când s-a afișat, am văzut că am rămas tot pe șapte. Și ne-am calificat în primele opt. Dar acum, găsește-ți motivația să mergi mai departe. Nu știam ce să fac am ieșit din sală și când să ieșim din sală, ne-am intersectat cu domnul Grecu care era în brigada de arbitri la sărituri. Noi eram pe podium exact cum suntem aici. Cu capul în pământ, ca să trec repede, să ies, să fug la hotel, nici la masă, nu mai aveam să, dorință să mă duc, să nu mai dau ochii cu nimeni. Că mai ratat eu la unele concursuri și au venit atunci președintele federației și au strigat, Jivane! În fața tuturor acolo, la restaurant, toate delegațiile, sunt profund dezamăgit de tine. Am vrut să zic și eu, de mine, dar și de dumneavoastră sunt dezamăgit. După un eșec ai nevoie de motivație. Ai nevoie de... Nu era intenționat ce am făcut eu acolo. Și când am trecut, dragilor, pe lângă domnul Greco, a zis, băieți, opriți-vă. Când zicea domnul Grecu, ceva, era literă de lege. Dacă vorbea pe săptămână 5-6 propoziții, sau... era bine. Vezi băieți, opriți Ne-am oprit toți drept în fața lui, el era jos și a zis, băieți, s-a uitat în ochii noștri și a zis, băieți, cum vă cunosc eu, nu vă cunoaște nimeni. Eu v-am antrenat ani de zile. Eu am stat cu voi în fiecare zi în sala de antrenament. Eu știu care este potențialul vostru. Mâine va fi o altă zi. Capusus. Și apoi mi-a zis Jivane Capusus. Sunt alături de tine. Eu știu ce poți. Știu ce poți. Mâine va fi o altă zi. Capul sus. Am început să-mi recapăt motivația. Problema era că și-a doua zi trebuia să concurez la paralele. <fie> În contextul nostru, gândiți-vă la următorul lucru. Cum să-și găsească Petru motivația? pentru s-a lepădat de Hristos. Eu nu-l cunosc pe omul acesta, zis. Nu-l cunosc. Eșecul unei motivații. Dar Dumnezeu permite un eșec pentru a stabili victoria. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Și vreau să vă spun, dragilor, în seara aceasta, că atunci când te ridici, nu mai începi de la zero, ci cu lecția învățată. Cu lecția învățată. Nu te mai ridici de la zero, ci cu lecția învățată. Petru s-a ridicat de acolo cu lecția învățată. Apostolii s-au ridicat de acolo cu lecția învățată. Și au fost deja mult mai puternici și mai pregătiți pentru viață. Și și-au găsit motivația în Hristos să meargă mai departe. Cum antrenorul acela a venit la mine și a zis, cum v-am antrenat eu și cum știu eu despre voi, nu știe nimeni. Capul sus. Așa vine și Domnul Hristos în seara aceasta și ne spune, eu am murit pentru voi și pentru păcatele voastre. Eu m-am rugat pentru voi. Eu am promis că o să vă păstrez în credință. A doua zi în finala celor opt, România, echipa României, s-a clasat pe locul 2 la campionatul european de gimnastic, o reușită foarte mare pentru noi. Noi ne gândeam oricum că rușii ne vor bate. Și ne-au bătut, că erau mult mai buni decât noi. Noi eram fragili, încă o echipă formată din seniori și sportivi care abia venisele de la juniori. Însă, dragilor, sunt eșecuri care te înalți. Vă invit cu respect să vă ridicați în prezența lui Dumnezeu. Invit echipa de închinare să ne pregătim să și cântăm un cântec și să-i spunem Domnului Doamne, îți mulțumim din tot sufletul că ai luat fiecare căderea noastră și ne-ai învățat o lecție. Că ai luat fiecare aparent eșec din viața noastră, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că misiunea noastră nu s-a încheiat. Îți mulțumim că Tu ești mântuitorul, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim că în seara aceasta ne-ai dat motivația să mergem mai departe, Doamne. Îți mulțumim din tot sufletul că Tu ești cu noi, Doamne. Îți mulțumim că prin crucea Ta totul s-a schimbat în viața noastră, Doamne. Îți mulțumim că astăzi comemorăm și celebrăm, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim că am fost frânți în păcatele noastre, Doamne, și ne-ai scos de acolo. Îți mulțumim că ne-ai iertat de fiecare dată când ne-am întors cu pocăință, Doamne. Îți mulțumim că și în seara aceasta Tu curățești pe deplin, Doamne. Îți mulțumim că Tu, pironit pe cruce, Doamne, nu reprezinți eșecul, ci victoria, Doamne. Îți mulțumim că tu, pironit pe cruce, Doamne, nu reprezinți slăbiciunea umană, ci reprezinți acolo sacrificiul suprem al dragostei. Revelarea dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Hristos a demonstrat că Dumnezeu ne iubește prin moartea Lui. Dragul meu, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu este aici cu noi. Și va face din orice aparent eșec din viața noastră o mare victorie, o înălțare. Pentru că cine se smerește va fi înălțat, dar cine se înalță va fi coborât. Să cântăm în seara aceasta din toată inima, iubire, iertare, o viață nouă e Golgota. Golgota, dealul morții și al mizeriei, a fost transformat în dealul mântuirii. Glorie lui Isus Hristos!